Fetelor, de colindat am colindat, dar unde sunt gazdele? Unde sunt gazdele? Este stăpân acasă? Mă rog să mă scuzați, bună seara, bună doamne! Bună seara! Vedeți frumoasă, scuzați-mă că n-am reușit! Am făcut niște mâncărici și olivie, aproape e gata! Doamne, scuzați-mă! Jărica, hai nu știu aici la mine! Bună seara, stimații și dragii mei telespectatori! Vă rog să mă scuzați un pic mai să-mi rup căpuceanul, dar ce să-i faci așa-i? Înainte de anul nou, știți, îmi lăm că furnicuța mie îmi lăfusta roată! Dragile mele, în 2018 și așteptări așa dorit să se întâmple! Eu vreau să mă mărit! Nu te-am întrebat Kinja. Vrei să te măriți? Noi îți cântăm la nuntă. Ia că-i mie, la nuntă a mie din iaba. Mare drag. Și acum te-am auzit cuvântul gratis. Cuvântul gratis, așa? Da, da. Așa, în 2018. Și așteptări aveți? Aveți noi piese, concerte? În 2018 vrem să avem cât mai multe spectacole, vrem să ne fie familiile noastre sănătoase, să ne fie copiii sănătoși și cei dragi să ne fie alături. Dar nepoții aveți? Avem! Și nepoții și sănătoși! Dragile mele, haideți să le urăm oamenilor care ne privesc acum și din Moldova și din toate vlogurile pământești, cum ar spune Ionel Istrati, să le urăm un an nou fericit în mod deosebit, așa, ca surorile Ostoianu. Să trăiți, să înfloriți ca merii, ca teri, în mijlocul primăverii, la anul și la mulți ani! O, ia că la anul, bravo! Avem aici un clopoțel, așa, să aducă noroc. Avem un CD cu colinde românești de pe malul prutului. Wow! Un CD care colinde românești de pe malurile prutului. Doamne, cât de frumos! Ia că te-ai surorile Ostoianu. Apoi, bă, nu vezi? Așa, să am echipă. Noi și plăcere. Ce nu? Dar eu cât frumos vreau să vă zic. Nu intri în standarde. Dar ce nu intri în standarde? Și crezi că nu poți să dau eu o bondiță? Băi, dacă o fie copivuțe, cred că da. Copivuțe. Asta, dacă stau așa? Dragile mele, vreau să vă zic că și noi, dacă ne-ați tot colindat, n-am venit cu mâna goală. Avem cadouri de la Moș Crăciun. Partenerul nostru, Juliet Armand, are grijă ca noi, doamnele, să arătăm frumos, să fim frumoase întotdeauna, să fim așa, mulțumim tare mult. Opa, dar prost, ne-a spășit pragul, vă doriți și-ți frumoase ani mulți înainte. Ca niște Juliete. Ca niște Juliete, așa. Dar, dragii mei, la care camere mai să mă uit? La 1, 2, 3, 4, și fac? La 2, hai la 2. Dragii mei, vreau să vă zic că în 2017 am avut un an așa, cu multe evenimente, cu multe de astea. Să n-audă surorile Ostoianu, bârfi. Și haideți, am făcut așa un colaj cu cele mai tari bârfi din lumea noastră, din Moldova asta, așa cum e, săracă, bogată, nu contează, cu mătra nestimabilă, Raisa Buhnă, are bârfa zilei. Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Raisa Buhnă, astăzi facem retrospectiva anului 2017 și scoatem la iveală cele mai tari bârfe. Pe prima poziție în top este Igare Dadon și primul an de mandat al președintelui. Dadon a băut ceai, s-a dorgăit și a refuzat de nenumărate ori propunerea guvernului de a-l numi în funcția de ministru al apărării pe Eugen Sturza. Dărin Chirtoac a fost arestat, iar după ce socialiștii au aflat că primarul este acuzat că a prejudiciat bugetul capitalei, au organizat un referendum de demitere al primarului capitalei, pe care au cheltuit 9 milioane de lei din bugetul statului. Eu deja sentința mi-am luat-o. Prin faptul că nu am familie și copii. Și există riscul, nici nu i-am de acum încolo, nici una, nici alta. Să nu uităm că în 2017 copiii din grădiniță au fost otrăviți cu produse alterate, dar se pare că pe toți aleșii poporului îi doare drept în cot, pentru că cel mai discutat subiect al anului a fost votul mixt, despre care oamenii nici până în ziua de astăzi nu știu nimic. Ce susține? De ce ai venit? Așa multe probleme scotărăți. Fără comentarii. Susținem votul mixt. Pentru desert am lăsat o statistică îmbucurătoare. Zilnic, Republica Moldova pierde 106 cetățeni. De viață bună! Doamnelor, domnilor, asta au fost bârfele anului. Sunt Raisa Buhnă și vă doresc să aveți un an mai puțin buhnit ca acesta. Ah,
era să uit. Mulțumim mult Orchid Flower pentru compoziție și cu mătrei Olga Porubina pentru ținutele minunate. Dora Show vă urează un an nou fericit! Și dragostea mea, Raisa Buhnă, că informez statul ăsta cu cel mai proaspiti vârfuliță. Iată că e nana mea, datorită nii atât. Dar surorilor le mulțumim? Da, cum mulțumim tare mult surorile Osoianu, că ne-a umplut casa cu energie pozitivă și cu sărbătoare. Ne vedem la anul! Eu avem fiori când ele colindau, foarte, dar foarte frumos. Dar bine, s-o nu-s la anticasă, pentru că fiecare creștin are nevoie de niște colindători adevărați. Dar și dacă nu... Chiar să le chem? Eu să ieși inelul de timp. La nunta mea, eu vă aștept cu drag. Tante Doră, și? Acum că... Ia că e anul nou, mâine! Mâine e anul nou! E scris pisoarele un moș! Eu m-am pregătit, el a venit și va mai veni. Vreau să-ți arăt o minune de anul nou. O minunia? Pac! O! Vezi, Tante Doră? Așa, electricitate în tine și cu tine. Asta e o minune pentru tineret. Vă recomand această modă. Ghirlandă. Da, am multe am văzut la viața mea, dacă să aprindă părul să aibă electricitate, n-am văzut, recunosc. Mulțumesc. Nu ne-ai învățat aici, nu cumva de la vedete. Nu, da. Chirina două, ținute așa, ținute care ard, care se aprind. Da, de la prietena mea, Dana Marchitana. Ia. Ce-ți cu mișoară, te rog. Nu-i de ajuns, măi, că evenimentele mondene surprind întotdeauna ochiul meu și ochiul oamenilor. Și vreau să... Of, Doamne. Și vreau să vă zic, am lucrat ca o furnicuț, tot la deal, evenimente mondene și nu m-am găsit foarte multe. Da, bineînțeles că am dat multe, multe colivioare din astea, am dat și tortișoare. Dar cum? De unde te le comanda și ești zănit? Acilea. Aici? Deci, eu apăs la unul. Așa să vadă, mă, eu am. Ei știu și arăstu, amu. Cele mai gustoase colivii ale anului. Cele mai frumoase momente din Dora Shore 2017. Hai, apas pe ea. Așa. Dora Show a apărut pe micile ecrane pe 1 aprilie. Da, mai olească mai mult lumină și ei și ai cabinetul de umbră sau și... Și a reușit într-un timp record să ajungă la inimile celor de acasă. Bună seara, dragii și scumpii mei, fani, iubiți, amanți, prieteni și pădruștii. Nu a fost doar de voi, da? Știți cu mișoară, Jenica? Am ușat să-ți dau surpriza. În 9 luni de emisie am avut în platou invitația aleși pe Sprânceană. Bună seara, wow, Doamne, de pe viața înghițat, spun mâna pe urs. Bună seara, Andrian. Oh, 9 de pomeni lângă mine am. 9 de pomeni într-un moldovan. Emoții de nedescris. Și uite-i de-a față. Hai să-i bervet. Și dezvăluiri care au lăsat o mască chiar și pe Dora. Numai nu spune că vă jucați de-a mama și de-a tata. De-a mama și de-a tata, știi, cu fama acolo. În 35 de emisiuni le-am livrat vedetelor aproape 30 de colive. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai plăcă. Ascult. Nu mănânc astfel de terciuri, singure. Asta este o surpriză din partea mea. Pur și simplu. O surpriză. Da, nu-mi dai iglă. Eu las-mă truc. Uneori însă Dora indulcea pe artiștii care stăteau bine la capitolul vestimentație. Ești așa de repetor. Ești iubirea ce opor. Mulțumesc tare mult. Să știți că întotdeauna cer și sfaturile stiliștilor. Dora Show n-ar fi existat fără Jana, cea care condimentează fiecare ediție cu vreo perlă. Oh, oh, oh. Jenica! Pat, hei! Sau fără Raisa Buhnă și bârfa zilei. Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Raisa Buhnă și vă prezint bârfa zilei. În 9 luni, Dora a reușit să scoată artiștii din sărite. Nu puneți, vă rog, în situația artistul. Chiar nu sunt de acord și nu mi-este plăcut absolut deloc să fiu anunțată de o situație și să vine cu camera, să filmează direct și să filmează cu totul altă situație. Înțelegi? Nu se procedează așa. Să-i pună la cele mai grele încercări.
Nikita, da? Vă troim! Și să facă niște farse la care ar ceda chiar și cei mai tari din fire. Așa, un fas mai sub stânga. Dreapta ta, hai! Gata, nu mai vreau, serios, eu scot, eu nu mai pot. Dar nu, băi, o rămas un exact! Nu, te rog! Băi, dușeți-vă, n***! Ultima zi, ce stai de aici? Despre tine, despre cine, despre nimeni. Când n-avem niciun an de când ne-am lansat, dar având în vedere câte s-au întâmplat în acest platou mic, se pare că suntem alături de voi o veșnicie. Rămâneți în continuare alături de Dora Show. Vă iubim! Ia câtă nebunatica, Doamne Dumnezeule, tu te imaginezi? Cât ai spune Dora Show? Cât ai spune Dora Show, așa-i, dragile mele vedeți. Vă rog să nu vă supărați, așa-i, lasați că în 2018 promit că dacă ați vă comportați frumos, am să vă dau și tortișor. Hai, te rog, Doamne, ajută-vă crușiți, că ai să mă și-o cu ligioara, muș. Bună seara, Crăciun. Wow, Doamne, și creșuniță frumoasă! Ce-mi place! Bine ați venit! Da, ia stai o lecție, judeca ta și tu! Cata ta! Da, mă, tai, te-ai îmbrăcat în roșu ca să mă întrești pe mine sau ca cum? Ca să fim astăzi într-un gând, dar poate și într-o minte. Poate și într-o minte? Da, auzi, ca suntem... să te înțelegi. Doinița, uite, am o chestie importantă. Suntem amândouă creșunițe. Ce-i dar mai un creșunel din Moldova, nu-i nici ne-o leac să ne creșunească. Și ne trebuie nou creșunei, că noi astăzi facem aici o conadă. Da, cele mai frumoase femei. Creșunițele nu poate fără un creșunel în gândințele. Eu sunt într-o relație specială cu un creșunel și poate îl invit, am ușă-l sun. Ia-n creșunelul, du-ți, te rog, eu și vezi. Am mă duc să-l sun, da, fac un pic de curățenie. Hai venit la mine, știu că ai venit să mă colinz și chiar am să mă așez aici. Am venit să vă văd și să știți că n-am venit cu mâna în straistă. În straistă, așa? Da. Așa. Pentru tine ți-am adus niște colțunași de ăștia, nu de ce ai de mâncat. Țara mea, colțun de lână. Lasă că știu eu că ești așa stilată. Dar ce mărinie e asta? Bezrazmernă. Cum s-a spune la mâna română? Și am adus ciupicei. Of, mulțumesc tare mult. Și m-am gândit așa, pentru că voi dați bine la cameră, așa vă arătați cu pantofiori stilați. Așa? Da. Omul se bucur de oaspeți de două ori, când vin și când se duc. Și când scară, și când scară de la tine, dai pantofi jos și iei niște ciorăpiori care sunt mai frumos. Da, sigur, că nu putem să îmblăm tădeauna pe tocul. Păi vezi? Așa. Ovarele, așa suntem noi femeile. Îți stai bine. Ai văzut? Ai văzut că eu pe acasă exact așa îmblu cu ciușiei. Ei purtat sau nu? Aiștia nu-s purtat. Nu, noi, e bun. Și am împletit cu mânuțele mele. Da, bravo. L-am împletit, văd cât te discurci. Hai să vedem și la colind. Da, nu vă colind eu astăzi, vreau să vă cânt un cântic vesel, că-i sărbătoare, că-i voie bună, că o colindat o soiencele și cred că o să mai vin și alți colindători. Dar eu vă cânt. Ia stipătora, ia hai la jos. Și mă petrec până în zor de ziua, eu de aici nu plec. Iar e sărbătoare, beau și mă petrec până în zor de ziua, eu de aici nu plec. Stau cu voi prieteni, că îmi este drag, fracturi și neamuri mi-au pus dor în drag. Stau cu voi prieteni, că îmi este drag, Dora și Jănica mi-au pus dor în drag. Ce stai, omule, deoparte, nu fi supărat, ia mai bine și ce astăzi beau, astăzi petrec, azi mă veselesc. Mâine, frate, nu se știe dacă mai trăiesc. Te nu s-ar petrece și n-ar veseli, omul mai degrabă ar îmbătrâni. Te nu s-ar petrece și n-ar bătrâni, asta nu ia tună pe oamenii buni. Ce stai, omule, deoparte, nu fi supărat, ia mai bine și cinstește vinul.
curat. Astăzi beau, astăzi petrec, azi mă veselesc. Mâine, frate, nu se știe dacă mai trăiesc. Ce stai, omule, deoparte, nu fi supărat. Ia mai tine și ce cestește, vine șorul. Vezi, nu vezi, dar viața trece și este păcat. Când o fi ceasul să pleci, să fii împăcat. Doinița, bravo, da, am un mic remarc. Eu nu sunt om, eu sunt femeie. Ei, dar păi și femeile, și oameni, și bărbați, sunt tot oameni. O, Doinița, mulțumesc tare mult că i-a dus veseli. Doamne, cânt frumos că o privighetoare. Numai că e păcat s-o dus amenințările. Cad de rămas tu, foarte da, bine ai făcut. Eu sunt o privighetoare sedentară. De asta, că stă pe da, loc. Da, cloșiești acasă, tot anul împrejur. Nu mai ies de o creadă cu una cu două. Da, pașei, draga mea, spune-te da. Rog, tot invitația a zis că îți întreba și ești întrebare. Cum a fost 2017 pentru singure? Și pe urmă mergem mai departe. Dora, știi cum e? Dacă chiar ceva nu a fost bine, nu mai spunem noi totul că ne aude lumea. A fost frumos, minunat, totul ideal, pace, sănătate, știți ce mai vreau mai mult. Și la anul viitor exact așa, vreau să-mi fie bine pe suflet, că dacă mi-e bine pe suflet, toate iese cum trebuie. Eu vreau să fie bine pe suflet și pe buzunar. La mine asta e important. Dar e o legătură directă. Dar cum? Sufletelul ia ca el. Iată, mergi în linia. Numai decât. Draga mea, vreau să te întreb. La sărbătorile de iarnă, ce-ți place cel mai mult? La sărbătorile de iarnă îmi place bradul, pomul de Crăciun, de anul nou, neapărat. Așa. Sub braț să fie ceva acolo să găsesc ce trebuie. Dar și vrei să găsești ce trebuie? Într-o cutioară, dar poate mai multe cutioare, cadouri de anul nou, da. Îmi place șampania, îmi place ceea ce cădei tu acolo, vinegretul. Așa. Și tot felul de bunătăți pe care să le permiți, poate... nelimitat așa, dacă alte date te mustră conștiința că mănânci, că mai pui pe tine, că mai nu știu ce, la anul nou poți să gusti de toate. Draga mea, știi, da, noi moldovenii, basarabenii, români, de obicei din sărbătorile astea de iarnă facem de pe masa noastră, nu lipsești olivieul, da? Așa. Și ai ceva, nu știu, de-a tău, spune un secret și gătești tu gustos, delicacios. De fiecare dată încerc să gătesc ceva nou, care n-am mai pregătit. Și în final, exact, dacă sunt moldovan din talpă, oricum pregătesc olivieul ăsta, care noi de altfel zicem vinegret, ca așa îi zicem. Și niște rășturiele, că e păcat să nu le ai pe masa de sărbătoare. De cucoșel de ăsta tânăr. Da, de cucoșel bătrân. Ei, bătrân nu se întinde, moare. Ei, care bătrân? Am avut ultimul eu. Și tot ce mai dă Dumnezeu. Și dă Dumnezeu. Apropo, dacă tot am vorbit de cadouri, care au fost cadou și el mai... Puțin așteptat. E ca te-ai așteptat ca anul ăsta, o să vină Moș Crăciun, ne duc un cadou și când te-ai uitat, pajalul ăsta poftim. Nu știu, eu am primit diferite daruri, și mici ca valoare bănească, dar foarte ca mari ca valoare sentimentală, să zic. Am primit și daruri mai mari. A fost un moment, un an, când mi s-a adus o mașinuță. Opa, dar nu vrei să-i spui lui Moș Crăciun și să-i aduc și mie o mașinuță? Și altă dată moșul mai aduce ce mai are și el săracul prin sacul cel al lui. Nu știu ce o să-mi aduc anul ăsta, dar știi că de fiecare dată mă bucur și nu contează că este un dar scump sau mai puțin scump. Este important să fie, cum am zis, de aici, de la sufletul. Și mie să-mi placă. Doamne, cât de frumos. Da. Draga mea, Doinița. Cadou numai pentru surorile și pentru doamna Doina. Cadouri? Pe urmă de cadouri. Mai întâi o scurtă pauză de publicitate și urmă trecem la cadouri. Publicitate. Familia au ales să ne numească acasă. Acum e rândul tău. Alege viitorul apartament în complexul locativ Astercon, Valea Trandafirilor. Într-o regiune liniștită, verde, cu o priveliște superbă lângă parc. Prețurile încep de la 550 euro pe metru pătrat, cu prima rată de doar 15% și 0% dobândă. Iar în perioada sărbătorilor de iarnă, la procurarea unui apartament, primiți o reducere de 20.000 de lei. Astercon. Bun venit acasă! Telefon 022-294929. Cadourile de la Maximum te vor bucura ca pe un copil. Procură smartphone-uri Samsung și participă la tombola momentană cu cadouri garantate. Câștigă ceasuri inteligente, camere web panoramice, căști Bluetooth, ochelari de realitate virtuală, brățări fitness sau smartphone-uri din 500 de cadouri de la Samsung. Sărbătorește anul nou la Maximum, doar Maximum.
3 ianuarie, în centrul comercial Atrium, deschiderea oficială a parcului de distracții Wonderland, țara minunilor pentru mari și mici. Grăbiți-vă să vizitați paradisul copilăriei Wonderland în centrul comercial Atrium. Deschiderea pe 3 ianuarie. Sărbători, descoperă în magazinele Molțel o nouă generație de cadouri. Acum ai 50% reducere la cele mai noi smartphone-uri, gadget-uri, accesorii și la toate opțiunile abonament You. Molțel. Publicitatea nu trebuie să afecteze imaginea și demnitatea femeilor și bărbaților. Aveți o senzație supărătoare la ochi? Sentimente de dezgust? Aveți dureri musculare? Slăbiciuni? Aveți iritații? Stări confuze? Ceva vă deranjează? Sau credeți că am greșit rolurile? Publicitatea sexistă afectează grav imaginea și demnitatea femeilor și bărbaților. Publicitatea sexistă este de prost gust, interzisă și pedepsită prin lege. Excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Ho, 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 dragii moșului, vă invit pe toți la circul din Chișinău, la sărbătoare de Revelion, minune de Crăciun. Vă aștept din 22 decembrie până în 14 ianuarie. Bilete puteți procura la Casa Circului sau pe site-ul circcratimachisinau.md. Solicitările colective sunt acceptate. Detalii la numărul de telefon 022 310 007. Acum e momentul perfect să dăruim fericire celor din jur. Alege unul din abonamentele Starnet și primește cadoul perfect. Sisteme Home Cinema, console de joc, laptopuri, sisteme PC performante și alte sute de cadouri. Simte magia sărbătorilor alături de Starnet. Starnet. Noi schimbăm viitorul. Cum se face vodka ideală? Se ia cea mai bună apă și spirit de ultimă generație, cel mai bun în lume. Pșenicea Slezia, invenție genială a profesioniștilor. Noua Hortița, vodka ideală. Medalii de aur și Grand Prix la New York, Berlin, San Francisco. Este un succes mondial. Încearcă noua Hortița. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Ia ca Janica, acum poftim de cadou. Ia că urmesc publicitatea asta. Ia ca oameni buni, așa am stat o publicitate întreagă și e lungă. Da, bine, trecem la un subiect mai frumos. Doamna Juliet Armand, adică Crăciunița, vă oferă acest cadou minunat care îl vreau și eu, da? N-am noroc. Las pe urmă. Vă mulțumesc tare mult, chiar îmi plac darurile. Cu foarte mult. Precum v-am spus că nu mă deranjează dacă îmi place sau nu. Da, el îmi place. Da, el e cadou. Da, da, cum, dar pare grijă de frumusețea, da, păi noastră. Cum, că să fim în formă. Știți ce vreau să-ți spun, Dora, că bunica mea
Dumnezeu să o ierte, când prime, înainte să dădeau prosoabe. Așa? Cadouri, da, învălit în gazet. Aha. Și când el adușea, se uita dacă era unul bun, cu horboțâc, împletit în șeptiță, zicea, ei, bun, am să-i duc și eu. Dacă era unul mai urțel, așa, știi ce făcea? Nu. Îl punea acolo, zice că... Și ne-o adus, așa am să-i duc. Și noi zicem, bunie, că dacă nu-i frumos, când să moară, să-l dai înapoi. De zice, da, păi și ne-o adus, dragul mame, și i-i duc. Și chiar așa-și făcea, el duce tot pe cel când vine o trebuință la omul cu tare. Da, eu astea nu le dau la nimeni. Ei, draga mea, știi, Doinița, mă gândeam să-mi punem cadou sub bradul tău, am înțeles, dragi telespectatori, care un brad foarte frumos și deosebit, dar haideți să-l arătăm și vouă, nu numai eu știu. Așa, așa. Familia Doinei Arsene e atmosferă de sărbătoare. Am surprins-o pe artistă alături de fiica ei, cu mânecele suflecate, în timp ce împodobeau bradul. Anul acesta cântăreața a ales un brăduț natural. Cu toate că pomul de Crăciun arăta foarte bine, a recunoscut că e mai modest decât în copilărie. Brazii copilăriei miele, stai așa, trebuie să depun efort, erau cei mai frumoși. Pentru că taică mi-a duce un brad mare, mare, vârful să așa stăra pe jos. Și poate era cei mai frumoși brazi de atac erau ai copilării. Jucăriile vechi care au colorat copilăria sunt păstrate cu sfințenie la țară. Acum Doina ține cont de tendință și îmbodobește bradul după ultimele colecții. Mai important decât asta poate fi doar starea interioară. Eu cred în magie și eu consider că în perioada asta trebuie să ai, în momentul ăsta când împodobești pomul, trebuie să ai o bună dispoziție în mod obligatoriu. Trebuie să ai gânduri pozitive, că ele întotdeauna trebuie să fie, dar în modul ăsta neapărat. Așa. Și eu mă gândesc cam ce aș vrea să mi se întâmple anul care vine. De când se ține minte, Andra, fiica artistei, a împodobit bradul împreună cu mama și nici în acest an n-a vrut să rupă tradiția. În fiecare an reușești să-ți ajuți mama să împodobiți bradul împreună? Desigur, pentru noi aceasta este o tradiție care nu se încalcă și anume împodobirea bradului, cum a spus mama, este automat o atmosferă plăcută, indiferent avem probleme, griji, noi la împodobirea bradului mereu cu dispoziție. Nu-mi imaginez vreun revelion fără brad. Nu există așa ceva, un Crăciun fără un revelion, sărbători de iarnă fără pom de Crăciun, n-ar mai avea niciun farmec. Probabil tocmai din considerentul că în copilărie întotdeauna aveam brad în casă și îți spuneam, nu din ăsta micuț, dar un brad mare până în tavan. Ambele locuiesc în aceeași casă, doar că la etaje diferite. Doina i-a sărit în ajutor fiicei sale când a văzut în ce stare e pomul ei de Crăciun. Sunt cele mai bune prietene, fiindcă se respectă și nu își încalcă intimitatea. Fiica mea, care tot Adriana, un picuț de dovad de egoism și am să o părăsc acum. De atât că a trecut spațiul ei, dar atentează la odaie de odinioară să faci foc dacă eu schimb ceva în odaie unde au dormit toți anii ăștia. Cu un egoism foarte dezvoltat. Încât am zis că am să fac, da, am zis că am să fac camera muzeu. Doina Arsene a făcut deja lista pentru moșu. În 2018 își dorește sănătate și realizări pe plan profesional, pentru că în rest le are pe toate. Doiniță, Doiniță, mă uit eu așa cu un ochișor, că mai tine cât de grabă ai și soacră, Nică. Dar să dea Dumnezeu, că n-ai cu voia Domnului. Ai o fată extraordinar de frumoasă și îmi parcă sunteți două picături de apă. Nu știi care e mama și care e fica. Important când ați vii soțul să nu încurci. Ei, duc să pustei dura și te mai treci prin capul ăsta în momentul ăsta, Doamne firești. Dragă Doamne. Mea, Dora, da. Jenica, eu mă simt foarte bine la voi, dar vedeți cum acum în perioada sărbătorilor, cu un picior aici și cu unul dincolo, așa că eu vă las, vă mulțumesc pentru daruri, pentru dispoziție bună și vă zic că pe curând să ne întâlnim la anul care vine, numai cu ghini. Le doresc la dragii noștri telespectatori un an nou fericit, cu sănătate, să vă hie, cum spune Doinița, să vă hie bine aici, aici și aici. Mulțumim. La revedere, văd că afară... La revedere, dragă mea. La revedere. La revedere, văd că afară e glod, dar la noi niji cu vedete, cu oaspeți, cu colindători. Jenica, ia tu mai bine povestești, știi?
Te rog frumos, concentrează-te. Dreaptă, ca brăduțul lui Silvica. Da. Așa. Și-și dorești poporul în 2018. Ha? Eu nu pot să răspund în numele poporului. Dar te-am trimis în popor. Eu pot doar să-l întreb personal. Așa, popor. L-ai întrebat? Și vă propun spre audiția și vizionarea măriilor voastre un reportaj crăciunibil. Poftim! Bună seara, omenire moșul! A venit la mine un pic mai devreme și ne-a adus un cadou. Acum că vine anul câinelui, ne-a adus un cânișor mititel și drăguț. Ia câtălă! Și noi vrem să vă arătăm cum am devenit prieteni! Woo! Lucky stai aici cu minte, mămica se duce să lucreze, dar tu să mă aștepți lângă brăduț. Bună seara, băieți frumoși și mulți pe metru pătrat. Vreau să-mi spuneți ce ați obținut în anul 2017. Ție nimic? Doamne, câte unul, nu vă grăbiți! Și ce s-a întâmplat în anul 2017 în echipa voastră mare și puternică? S-au întâmplat multe. Concret? Frumoase. Aproape îi spunem adio anului 2017, nu plângeți! Cum a trecut? Cum a fost? Știți cum am avut emoții și bune și rele și bucurii și scârbă, tot este în viață. Deci în 2018 să înțeleg că vă căsătoriți. Am înțeles. How was 2017 for you and you and me? It was pretty sweet. I'm glad to be here. Do you love Moldova? Absolutely. Wait, what is she doing? Dar tu, and you? I love Moldova. The beautiful women here, incredible. Snegurcă, ce ai făcut pentru Moldova, pentru copiii Moldovei în anul 2017? În afară de faptul că te-ai ciufulit în halul ăsta. Am adus cadouri, am adus bucurie, veselie și foarte bune sărbători. Moșule, dar tu ce ai făcut? Am adus fericire în familie, cu cadouri la copii, daruri, multe altele. Nu avem drept să vorbim, să suntem serviciu. Dar pe 2018? Întrebări la presa DTC. Presa DTC. În armat. L-am trecut. Deci poți spui că l-ai îngropat. Sigur. Și în 2018 tot o să-l aștept de la lucru. Ca șefii mei, tata, nu trebuie să aștept. Dar 2017 tot l-ați așteptat. L-am așteptat în fiecare seară. Dar cum îl cheamă? Anatolie. Măi, Tolia, măi, chiar așa? Un an să te aștepti femeia asta? Da. Tutto di più per la bambina. Solo per la bambina? Ma per lei, per lei, niente! Parlo per tutti noi, siamo una famiglia. Dai ce planuri, cât mai mult fericire. Cât de multă? Multă. Nu-mi cape un sac. Dar ai un sac? Cănești. Mulțumesc. Fiu fericit, cea mai fericit oameni pe pământ. Ce vrei să transmiți nefericiților? Să aibă credere în sine, să fie încrezut. Bravo, Puștiu! Bravo! Bravo, Puștiu! Ține-o tot așa! Am obținut multe succes, aș spune. A fost mai bun ca 2016 și mi s-au deschis uși noi pentru 2018. Dar ușa 2018 unde-i? Unde-i ușa 2018? Cred că e în sufletul fiecărui și în dorințele pe care și le pun în seara de Revelion, eu așa cred. Putem striga toți împreună adio 2017! Adio 2017! Bravo! La mulți ani, Dora Show! Tu ai zis la mulți ani, Dora Show, ca să nu te propozezi să chinuit câinișeala, Janica, sau cum? Dar nu l-am chinuit, el a stat cu minte, l-am pus lângă brăduț și lui era rușine pentru brăduț, da? Dar tu ți-i rușine, scoți câinii de la poartă, dezlei și rămâne cu dosul Lierla. Dar pe el tot trebuie să fie liber. De unde l-ai luat? Moș ne l-a adus. Care moș? Crăciun! Ah, am crezut că nimbli cu moșii. Da, dar i-am spus o listă lungă, 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 dar el numai un câine ne-a adus. Cât de lung, Janăcică?
Ce scrie în lista aceea? Cadouri. Cadouri. Băi, trăiți copiii ca copiii, dar ei vrem multe, multe cadouri. Da, alți copii mai se bucură de o bombonică de nu știu ce. Pentru alintați. Un copil da, special. Te rog să-ți ca o mamă. Ia ca iară. Dragi telespectatori, mă scuzați, vă rog, cu jănica mie, că nu mai înțeleg nimic. După cum bine știți, în luna decembrie am lansat campania Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu, adică eu, adică jănica, adică voi. Și cu voi, împreună cu noi, am bucurat mai multe familii, am bucurat și o familie cu trei copilași. Da, haideți să vedem materialul. Așa. Haideți să vedem. Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu. Pregătirile lui Moș Crăciun au început dis de dimineață. O canapea nouă-nouță, un frigider, o mașină de spălat și alte bunuri aduse din Germania urmau să ajungă la o familie din comuna Bubuieci. De această dată, Santa a preferat să se țină departe de camere, dar nu pe mult timp. Moș Crăciun există! Moș Crăciun ești tu! Era cu săniuța, cu cierbi, cu alerga pe un zapat, dar nu din lotul ăsta. Așa e, așa e Moldova, n-aici faci, mergem înainte. Janicica, poți te rog să ne-l descrii? Cum arată Moș Crăciun? Moș Crăciun e grăsuț, cu barbă, cu căciulă, cu nasul roșu și trăiește în Aplandia. Ia ca așa, dragi telespectatori, o mare parte de noi credem că Moș Crăciun e așa, că e mare, că e roșu, că e cu barbă, că nu știu ce, dar de fapt Moș Crăciunul adevărat este Andrei. Bună ziua! Bună ziua! De unde vine Moș Crăciun? De unde ești? De raionul Strășeni, satul Rădini. Andrușa, spune, pe cine ajutăm noi astăzi? Astăzi ajutăm pe doamna Svetlana. Este o mamă rămasă cu trei copii. Dacă tu ești Moș Crăciun, să înțeleg că asta e Alba ca zăpada. Cum te cheamă? Alba, Albușa? Mă numesc Marina. Marina, gata, hai la lucru, hai facem cunoștință cu familia, uof! Doamna Svetlana! E acasă oare? Dar nu știu, trebuie... Ei, ușa-i deschisă. Doamna Svetlana! Bună ziua! Andrei Chirica a fost cel care a mobilizat o echipă de voluntari și a colectat fonduri pentru a aduce sărbătoarea într-o nouă familie. De ani buni, tânărul muncește în Germania, iar dorul de casă și nevoia de a sări mereu în ajutor l-au provocat să creeze comunitatea Pâine, Suflet și Speranță. Pagina de Facebook a reunit diaspora din Germania și oamenii de acolo, care sunt mereu gata să ajute suflete. Dragi copii, vreau să vă zic că scrisoarea pe care a scris-o încă nu a ajuns la moșul ăla îmbrăcat în roșu. Dar voi nu știți, dați la copilaș, că daruri. Vreau să vă zic că anul acesta Moș Crăciun este nenea Andrei împreună cu echipa lui. Și îi spunem? Mulțumesc. Mulțumesc, așa-i doamna Svetlana. Am văzut aici în curtea acasă, este o temelie. Da, ne construim. Am început cu soțul, dar de cum de ce dat și așa s-a stopat. Și credem că cu ajutorul Dumnezeu o să facem. Andrușa, vreau să te întreb o chestie importantă. În Republica Moldova sunt mai multe familii nevoiașe care au cresc copiii singuri. De ce anume familia asta? Cum selectezi tu familiile? În principiu am început proiectul neștiind cum o să meargă, cum o să funcționeze toată treaba aceasta. Și am plecat la primărie. Provin și eu dintr-o familie cu trei copii. Am un frate și o soră și fiind și eu un mic copil, familia mea a trecut prin niște perioade foarte grele în viață. Adică nu am fost sărmani, cum nici nimeni nu s-o coate sărmani, sunt săraci, am fost sărmani bătuți într-un mod oricare de soartă, precum și multe familii în Republica Moldova. Și au fost momente în care nu aveam unde locui chiar. Andrei, vreau să te întreb, ce-ți lepsăți când erai în copilărie, când erai mic? Care era cadoul tău sau dorința ta și mare și poate s-o îndeplinit sau nu prea? Nu știu dacă la vremurile mele aveam dorință, erau poate niște idei, dar întotdeauna mi-a plăcut cartea și întotdeauna doream ca cadouri cărți. Primeam cărți mai mult de la părinți.
Nu există cuvinte ce pot reda fericirea Svetlanei, mamă a trei copii care duce o luptă grea de una singură. După decesul soțului, a încercat să-și refacă viața personală, ca într-un final să fie părăsită cu încă un copil în brațe și într-o casă cât o cutie de chibrite. În fiecare seară când văd că copiii vor și nu ai, e foarte greu. Ce vor copiii și dumneavoastră nu le puteți da? Ei vor, văd la școală, la unul, la altul, mami că vreau și eu, nu-i posibilitate să le dai tot ce au toți. Și ne stăruim măcar cât de cât să aibă și ei să nu rămână în urmă. Toți spun că doamna Dora este rea. Spune-mi cum este ea de fapt. Doamne feriește, nu mai este rea. Nu mai este rea, este un om foarte bun, cum sunt de altfel și acești oameni care au rămas sensibilizați de acest caz și mulți oameni care sunt sensibilizați de alte cazuri. De fapt, e foarte important ca în pragul sărbătorilor de anul nou să fim mai buni. Andrei, vreau personal să-ți mulțumesc foarte mult pentru această surpriză. De fapt, ar trebui să mulțumim tuturor celor care s-au implicat și în Berlin și aici în Moldova, s-au implicat în proiectul nostru, adică tuturor echipei, întregii noastre echipe, pentru că fără ei nu era să fie posibil să facem acest act de caritate și le spun un mulțumesc până la pământ. Svetlana și copiii ei s-au convins că Moș Crăciun există și că Moș Crăciun poți fi chiar tu. Dragi telespectatori, un mare, mare mulțumesc că v-ați alăturat campaniei Moș Crăciun există, Moș Crăciun ești tu. Împreună cu voi am făcut fapte bune și vă mulțumesc, vă pupi toți, indiferent unde sunteți, băi, că la sud, că la nord, în centrul globului, mă refer, suntem așa împrăștieți ca păsăreli în țările calde. Da. Lasă gâța și ea în pașii. Dacă... I-a dus și vieți că mă ating că a venit invitata. Dar nu hămăi câinile. Dar dacă l-ai chinuit, o obosit câinile, doarme. Dar cine mai vine? Cine mai vine? Surpriză! Este! Invitat! Dar cum să nu fie? Dar dacă e invitată, hai, chiar. Dar nu invitat, dar invitată! Domnișoara invitată! O crăciunița din Moldova! Salutare, dragile mele, salutare, wow, jumătate! Wow! Cătălina Rusu! Se întâmplă minuni! De când te aștept să vii la mine în platou? Oamenii nu este, de parcă văd. Nici un an. Ia loc aici, draga mea. Doamna Dora, știi cât de sărbători suntem mai buni, așa că sper că ești și tu mai bun. Special, o ales momentul să vii în noaptea înainte de anul nou și eu mai bună și mai cu mișoară. Așa este. Stai și ții că mănânc oamenii. Dora, da, și așa nu prea ai ce mânca din mine. Da, dar și să închizi și dinți. Ia că trăviți. Păi, cum ești tu la glumițe? Puțin mă învăț de la tine. Anul ăsta, cui ai de făcut darul? Și toți îi spui, că eu îi se uită la ecran și o să te aud. Dacă stai pe unul, bagă de seamă că așa, șeti în cu. Dragă Dora, dacă îți spun cui am de făcut darul și nu reușesc să le fac... La cei care ai reușit. Hai, nu mă întoarce. Nu și ca pisica să cadă picioare. Bine, la noi darurile se fac de Crăciun, pentru că sărbătorim Crăciunul și pe stil nou și pe stil vechi. Am și făcut câteva... Două sărbători. Două bătăi sunt plus, da? Trei, tante Dora, trei. Crăciunul pe nou, Revelionul și bun. Mă doare capul. Nu fugi de la întrebare. Cui cadou? Așa, luat tău? Părinților, da. Părinților, luat tău și logodnicului meu. Și-i luat? O să-i fac eu cadou. Și să-i faci? Pot să-i fac și eu dacă trebuie. Un cadou. Da, pot să-i faci un cadou, da. Vezi că trebuie să treacă de mine. Dragi telespectatori, vă rog să mă scuzați. Haideți într-adevăr să vedem. Cătălina Rusu, oare și cadouri cumpără familiei iubitului Amant Neisler? Nu am. Slava Domnului, nici eu. Primișoară sunt, a fost pe azi. De Crăciun, de Cătălinei Rusu,
niciodată nu-i ajunge timp, e mereu pe fugă, iar acum, în preajma sărbătorilor, are agenda plină de concerte și evenimente private care o storc de puteri. Cântăreața a găsit totuși câteva ore pentru a colinda dintr-un capăt în altul un centru comercial ca să le aleagă celor dragi cadouri de Revelion. Aici am intrat pentru că miroase foarte bine. Bine, nu miroase a plăcințele sau a cuptur, miroase a parfumuri, poate alegem, știu eu, o cremă sau un parfum, pentru că parfumurile la fel, ele sunt mereu binevenite și mai ales dacă este un dar pentru o doamnă, cum ar fi pentru mămica mea. Umblatul prin magazine e sportul ei preferat. O atrag lucrurile care dau bine la ochi și e gata să dea ultimul leu din buzunar dacă îi cade ceva cu tronc la inimă. Cu noi a încercat să se țină și să nu arunce banii pe păpușile Barbie, la care se uită ca în oglindă. De toate sunt frumoase, dar când am văzut prețul, costă mai mult decât un parfum. Da. Toată lumea o cunoaște pe Mașa și o iubesc. Toți copiii iau exemplu de la Mașa. A petrecut cel mai mult timp la standul de jucării. Are o mulțime de pici la care ține și vrea să le ofere măcar o bucată din copilăria de care a avut parte ea. Am avut o copilărie fericită și frumoasă. Într-adevăr, am avut foarte multe jucării. Și da, în mare parte tot ceea ce îmi doream. În special Moș Crăciun. Îi scream scrisori, îi spuneam că am fost cu minte tot anul. Văd pe alocuri, nu mai eram chiar atât de cu minte. Interpretei se citea dezamăgirea pe chip. A mers prin atâtea magazine și n-a găsit cadourile potrivite. Cătălina ne-a dat de înțeles că nu va da greș dacă va cumpăra cărți, mai ales că o face pentru o cauză nobilă. Am văzut, apropo, aici, chiar la intrare, este o boxă foarte mare și sunt foarte bravă și ingenioși că s-au gândit în această perioadă nu doar la clienții lor sau la cei dragi, dar și la copilașii care, într-adevăr, așteaptă și cred în Moș Crăciun. Anul acesta va petrece sărbătorile acasă, în sânul familiei. Toate însă după ce își va onora obligațiunile de interpretă. Ia o secundă, dragii mei. Cătălinușca, tu ai fost la cumpărături, dar nu ai cumpărat nimic. Ori ai fost pur și simplu să faci sport. E mult să fătuiești, cum spun la noi. De ce nu ai cumpărat nimic? Dacă sincer, nu prea-mi place shoppingul. Eu mă obosesc foarte mult și sunt mai pretențioasă când aleg cadouri pentru cei dragi. În schimb, uite, am reușit să fac o faptă bună și am luat cadou pentru niște copilași orfani până la urmă. Dar pentru mine, sărbătorile de iarnă sunt mai speciale și cadourile trebuie să însemne ceva, adică trebuie să fie cu un simbol. Îmi plac lumânările, îmi plac jucăriile pentru brad, pentru că este o amintire și simbolizează ceva. Am o colecție foarte mare de îngerași acasă, din ceramică, diferiți. Și ori de câte ori fac un cadou pentru dragii mei părinți, mă rog, merge și la colecția mea acest cadou, indiferent că este jucărie pentru brad sau că este pur și simplu un îngeraș cu lumini sau este o lumânare. Cătălinușca, așa de frumos vorbești. Dar vreau să zic ceva. Am auzit că matalii colecționezi ăștia îngerași, așa? Așa. Dar eu știi ce colecționez. Ce colecționezi? Elefant, când placi, că-i cu tromba în sus. Măi, de mine bine vrei că mi-ai spus. Să ne facem schimb. Tu îmi dai un îngeraș și eu îți dau un elefantel de meu. Foarte frumos să te păzească îngerașii mei. Om, elefant! Dar eu am vrut să spun că e bărbat, colecționează. Ce drăguț. Renica, te rog frumos. Renica, draga mea. Avem un cadou pentru tine din partea partenerilor noștri, Julieta Armand, care grijă ca noi să arătăm frumos. Și... Mersi mult, de asta tu arăți atât de bine întotdeauna. Dar cum crezi, mă păstrezi, mă, sunt la rece în... Chiar vreau să te întreb care este secretul tău. Eu vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc, dragii mei. Renica, bravo, te-ai dus. Chiar nu mă duc. Îl așteaptă pe moșul. Bine, mă duc. Du-te. L-am văzut pe moșul la semafor. L-am văzut pe moșul la semafor. E loc. Și totuși, care a fost cadou care vă să-l și nu legăți lumânări? Am eu 100, am luat la piață, de la o țigăncușă. Am lumânări de așa bunișoare. Serios? Am. Dar chiar am nevoie, pentru că îmi place foarte mult atunci când în casă este multă lumină. Cum a fost anul 2017 și pentru tine? Și pe plan profesional, și pe plan personal, și pe plan intri.
Știi, dragă Dora, a fost un an interesant, plin de provocări, de momente și pozitive și mai puțin pozitive, dar momente cruciale, poate, din viața mea. Am... Ai zis da? Am zis da. Numai nu zic că ești gravidă. Nu, toate după canoanele bisericești. Așa, mai întâi comunia, după întâi care prostirica, după care copilașul. Bravo, felicitări, așa mă bucur. Te rog să mă chemi la nuntă. Vin, promit, am să zic o conocărie gratis. Cu mare drag, dar da, să știi că... Dacă nunta, spune la noi acum în zi. Nunta? Nu inventăm niciunele. Nunta când... Nu am fixat odată, o sper eu să fie în 2018. 25 septembrie sunt liberă. Merge? Super! De colindat am colindat, dar unde sunt gazdele? Unde sunt gazdele? Mă rog să mă scuzați, bună seara, bună doamne! Bună seara! E de frumos, sunt scuzați-mă că n-am reușit. Am făcut niște mâncăric și Olivia, aproape e gata. Doamne, scuzați-mă, Janica, hai nu știu aici la mine. Bună seara, stimații și dragii mei telespectatori. Vă rog să mă scuzați un pic mai să-mi rup căpuceanul, dar ce să-i fac așa înainte de anul nou? Știți, îmi blăm căfurnicul sau mie îmi lufu staroată. Dragii mele, în 2018 și așteptări așa dorit să se întâmple. Eu vreau să mă mărit. Nu te-am întrebat Kinja. Vrei să se măriti? Noi îți cântăm la nuntă. Ia că ai mie, la nuntă a mie din iaba. Mare drag. Și acum te-am auzit cuvântul gratis. Da, cuvântul gratis, așa-i? Da, da. Așa, în 2018, și așteptări aveți? Aveți noi piese, concerte? În 2018 vrem să avem cât mai multe spectacole, vrem să ne fie familiile noastre sănătoase, să ne fie copii sănătoși și cei dragi să ne fie alături. Dar nepoții aveți? Avem! Și nepoții și sănătoși! Dragii mele, haideți să le urăm oamenilor care ne privesc acum, așa din Moldova, așa din toate globurile pământești, cum ar spune Ionel Istrati, să le urăm un an nou fericit în mod deosebit, așa, ca surorile Ostoianu. Să trăiți, să înfloriți, ca mei!